Salutare, salutare! O să vorbim despre tiparul depresiv sau depresie, cum îi spui tu. Depresia e mult mai dificilă decât anxietate. Îmi pare rău, trebuie să spun lucrurile așa cum sunt ele. Nu cum sper tu să fie. Aici speranța nu moare ultima, speranța este prostească. Dăm voie să-mi aprind trabucul și îi dăm drumul. Cum se ajunge la depresie? La depresie se ajunge, de fapt, după o anxietate mai îndelungată, o anxietate netratată. Ce înseamnă anxietatea? Înseamnă să gândești cu frici, frustrări, în continuu, pentru câțiva ani de zile. Adică majoritatea deciziilor tale să fie luate prin frici. Și apoi tiparul tău se va transforma dintr-unul 50 pozitiv, 50 negativ, într-unul, să zicem, 70 negativ, 30 pozitiv. Apoi, dacă cumva nu-ți rezolvi acest tipar anxios și continui, poate iei niște calmante, poate te mai căsătorești, poate mai faceți un copil, poate vă mai schimbați mașina, casa, cumva treceți prin fluctuații și treceți ca rața prin apă, prin această anxietate. Bineînțeles, la un moment dat, fricile se strâng, neseriozitățile se strâng, stările negative cresc și ce faceți? Învățați cum să le gestionați, adică anxietatea, învățați cum să o gestionați și începeți să învățați, să știți cum să trăiți cu ea. După ce învățați să știți cum să trăiți cu ea, se instalează depresia. Când depresia se instalează, deja v-a picat 80% din discernământ. Sună poate cel mai prostez lucru, dar la depresivi 80% din discernământ pică. Nu o să mai gândiți straight, cum trebuie. Atunci tiparul vostru se transformă în 80% negativ stupid și 20% pozitiv. Dar și acel pozitiv tot prin stupiditatea tiparului vostru o să vedeți. Adică o să fie chiar foarte nasol. Așa stau lucrurile. Ține minte, ăsta e un videoclip informativ. Nu este ca să râd de tine sau să te dezamăgesc, ci să știi în ce situație te afli. Acum, ce se întâmplă atunci când discernământul tău scade cu 80%? De fapt, orice ce îți va spune specialistul, că depresivii toți vă duceți la medici, nu sunteți ca anxioși, ci depresivul se duce de 10 ori mai mult decât anxiosul la medici. Vă duceți chiar de 4 ori la cardiologi diferiți. Vă duceți de 4 ori la neurologi diferiți. Vă duceți peste tot și, bineînțeles, nu vă găsește absolut nimic, dar pe voi, într-un fel sau altul, pe majoritatea dintre voi vă doare corpul, o parte din corp, iar ceilalți vă e frică să nu cumva să nebuniți sau să muriți. Bun. Dar fricile voastre, fără acest discernământ, o să fie foarte stupide față, bineînțeles, de anxioși. Noi comparăm cu anxietate. La anxioși, fricile lor sunt lucide, sunt oarecum în mintea lor adevărate, se înțeleg, dar, de exemplu, la depresiv, fricile lor sunt foarte stupide. De exemplu, vă dau un exemplu direct de la cineva, da? Îi explic tot ce înseamnă depresia,
explic de unde vine, cum vine, îi explic toți pașii care trebuie să făcuți ca să poată să-și educe tiparul. Timp de o săptămână, două săptămâni, iar a treia săptămână, bineînțeles, mă sună și spune: Laurențiu, încă mă simt nașpa. Bun, și zic, foarte bine. Atunci, haide, totuși, să vedem. Ai făcut punctul 1? Nu. Ai făcut punctul 2? Nu. Ai făcut punctul 3? Nu. Ai făcut punctul 4? Nu. Bun, și atunci cum vrei să fii bine? Nu știu, Laurențiu, dar eu mă simt rău. Observați lipsa discernământului? Adică, punctele care trebuie să făcute, că sunt niște puncte dimineața, după masa și seara care trebuie să făcute, el nu le-a urmat și totuși el vine cu ideea că se simte rău, că nu e bine, dar în același timp nu urmărește nimic. Bineînțeles, cei dintre voi care sunteți depresivi și ascultați o să spună: îl înțelegem, ne este foarte greu. Corect, vă este foarte greu, dar voi nu prea aveți simptom în corp. Voi doar exagerați simptom. Am avut un exemplu foarte bun. Să vă dau mai multe exemple. Despre o tipă care spunea, se speriase, bineînțeles, era tradiționalul, stătea în pat, cum stați toți, depresivi, nu prea ieșiți din casă și stați în patul vostru favorit, bineînțeles, și judeca înainte de somn. Și individa credea că îi bate inima atât de tare încât are cel puțin pulsul 130. Bineînțeles, și-a pus prostia de măsurat pulsul, avea 59, corpul deja se pregătea la somn. Ăsta e tiparul depresiv. Exagerează orice simptom. Îl exagerează. Păi el, dacă îl doare de 2-3, să zicem, de la 1 până la 10, 2-3, adică o durere un pic peste disconfort, el va zice că îl doare de 10. Am întâlnit, de exemplu, tot un tipar depresiv și spunea că are dureri aproape non-stop. A stat cu mine o oră jumătate. N-am auzit în voce niciun fel de durere, niciun fel de nimic. Am ținut-o ocupată, adică atentă, și nu s-a întâmplat nimic. N-a mai durut-o nimic. Dar, în schimb, dacă rămâne singură, ce face? Uită de realitatea prin vedere din fața ochilor ei și se duce în gândire în tiparul ăla de 80% negativ, fără discernământ, că 20% nici nu se poate spune că ai discernământ dacă ai lipsă 80% din el, bineînțeles, și acolo amplifici, amplifici, amplifici. Și spuneam că depresivii nu au discernământ pentru că e stupid ce fac ei. Adică nu pun absolut nimic în practică, dar în același timp îi speră să fie bine următoarea zi când se trezesc. Ce stupiditate, nu? Și asta fac toți depresivii. Vorbeam cu cineva, cu tiparul depresiv, bineînțeles, și spunea: Laurențiu, am discutat cu cineva și mi-a spus despre depresie și că și are depresie și o are de toată viața și s-a chinuit o viață întreagă și așa o să fiu și eu. Zic, bun. Doamna este, respectivă, este specialistă, ceva, are, a lucrat cu oameni, are ceva în domeniu? Și spune, nu. Bun. Dar când vine specialistul cu peste 1000 de oameni care a lucrat, vine ăsta și îți spune ce ai de făcut, de ce nu faci? Nu putea să-mi răspundă la întrebare. Bineînțeles, pentru că nu există discernământ. Anxiosul înțelege și îl pune în aplicare. Depresivul, el crede că tot are dreptate și că el are de fapt o boală. El este depresiv și cumva el speră să o găsească în corp. Chiar și cancer. Iertați. Chiar și cancer speră să aibă, că măcar poate să-l rezolve cumva. De el negăsind absolut nimic în corp, indiferent că își face RMN și toate cele, el se va duce mereu cu atenția pe corp. Sau îi va fi frică că va nebuni sau muri. Bun, dacă când îl pui să facă
exact ce trebuie să facă, nu va face absolut deloc, fiindcă nu are discernământ. De aceea tiparul depresiv este de vreo 4 ori mai greu să lucrezi cu un anxios. Chiar așa am zis că dacă e să mai lucrez cu depresiv, va trebui să le iau triplu față de anxios, cu anxiosul este ușor, cu depresivul absolut deloc. Pentru că am aceleași discuții cu el în fiecare zi și el va veni cu aceleași explicații în fiecare zi, dar el ne făcând absolut nimic. Chiar vorbeam cu cineva și spuneam așa, când te trezești dimineața, n-ai voie să mai stai în pat absolut deloc, nici 10 secunde, te-ai trezit. Trebuie să faci aia, explicam, pac, 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 asta până la ora 9-10. După aceea, trebuie să facem exerciții de detensionare a psihicului, de atenție, de prezent. O grămadă de chestii de făcut, bineînțeles, nu făcea absolut nimic, dar în același timp mă suna și spunea, Laurențiu, nu-mi este bine. Și bineînțeles, iarăși amintesc, dacă ești vreun depresiv, o să spui, îl înțeleg pe omul ăla că și mie mi-e greu. Da, corect că ți-e greu, dar trebuie să te apuci de undeva. Nu poți doar să spui că ți-e greu. Dacă ești un fat fuck, da, un grăsan, și nu cumva să crezi că judec pe ăștia, că și eu sunt un fat fuck. Așa, bun, pune mâna și fă ceva, aleargă, mănâncă mai puțin, mai mânca pâine, fă un fasting, bă, faci ceva. Nu doar să te plângi cu pulpa de curcan în gură. E greu să se lăbești, dar tu în timpul ăla mănânci. Bă, nu merge așa. Ăsta e depresiv. Nu merge conform ție. Înțeleg că nu mai ai discernământ, dar trebuie să pui mâna și să asculți. O să-ți fie nu greu, ci foarte greu, dar doar așa se depășește. Oh, și uite, avem deja 12 minute. Așa că puneți mâna. Veniți online, dacă sunteți departe și nu puteți să veniți în persoană. Online individual, online pe grup cu ceilalți, bineînțeles, la evenimente sau pe Patreon, unde sunt deja cursurile înregistrate și le poți accesa direct acolo. Bineînțeles, și acolo o să avem și zoom-uri și corecție și de toate. Deci, avem pe buzunarul tuturor. Nu există, nu-mi permit, nu există așa ceva. Și, bineînțeles, trebuie să pui mâna și să te educi. Nu merge, trebuie să începi de undeva. Gata cu prostia asta de mi-e greu, nu pot, nu vreau, nu pot. Bun? Bun. Te aștept. Bineînțeles, așteaptă-te să fii și un pic certat, că sigur dacă ești depresiv și vii la mine, o să te cert un pic, că trebuie să te pun pe picioare. Nu merge altfel. Cu vorba bună nu te duc nicăieri. Nimeni n-a învățat cu vorba bună. Inclusiv eu. N-am învățat cu vorba bună. A trebuit să dau cu capul de sus, nu odată, ci de 20 de ori ca să înțeleg cum să fac lucrurile. Tu deja ai dat de vreo 50 de ori, nicio problemă, așa înveți. Bun, bun. Te aștept cu mare drag. Ciao, ciao.